seara, bun găsit la Vocile Iașului. Vă propun în această emisiune să discutăm despre ceea ce se întâmplă la mică distanță de granițele României înspre Est. Este un punct, nou punct fierbinte pe glob. Este vorba despre ceea ce se întâmplă în Ucraina, desigur. Sunt două poziții evident contradictorii acolo între ceea ce consideră Occidentul, NATO, din care România face parte, și de cealaltă parte Rusia și separatiștii care acționează în estul Ucrainei. Discutăm aceste probleme în această emisiune împreună cu Tudor Pitulac, sociolog, profesor la Universitatea Petre Andrei. Bună seara, bine ați venit! Bine v-am regăsit, bună seara! Și împreună cu Liviu Antonese, scriitor și de asemenea profesor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Bună seara, bine ați venit! Bine v-am găsit! Este o dispută care nu se întrevedea chiar atât de clar până la primele scandaluri care au fost în Ucraina în toamna anului trecut. Se reînvie așa cumva un fel de război rece, o nouă dispută între Alianța NATO și Rusia, și spun acest lucru pentru că sunt deja lucruri care țin de armată. NATO intensifică sau suplimentează trupele din țările est-europene, a trimis o navă de război care a ajuns chiar la Constanța. De cealaltă parte, sunt cunoscute informații că foarte multe trupe ale armatelor din Rusia sunt undeva la granița de est a Ucrainei. În 1990 se spunea că este sfârșitul istoriei, s-a terminat războiul rece, acum vedem de fapt altceva. Domnule profesor, da, avem nevoie de niște contexte. Situația de acum vine din vechime, ca să spun așa. Crimeea era rusească, a fost un cadou făcut de Hrușciov. În 1954. Crimeei, da. Dar venim mai încoace, să ne luăm chiar la Adam și Eva. Să nu uităm că în 1988 KGB-ul a creat fronturile populare din republici. Fronturile populare, care erau un fel de partid alternativ pentru Gorbaciov, dat fiindcă Partidul Comunist era îmbătrânit și retrograd, nereceptiv la reforme. Ori în scurtă vreme s-a întâmplat ce pățește ucenicul vrăjitor. Fronturile populare s-au autonomizat și au început să militeze pentru independență, pentru independența republicilor. A fost și represiune, au fost cu morți și răniți, dar cert este că odată cu tentativa de lovitură de stat împotriva lui Gorbaciov, lucrurile au luat o turnură foarte rapidă. Cam toate republicile s-au despărțit, s-au declarat independența. Să ne mai amintim un detaliu. În decembrie 89, Ilescu a sunat la ambasada sovietică și a cerut Uniunii Sovietice să intervine în România. Au refuzat. De ce au refuzat atunci și de ce acum vedem Rusia, moștenitoare a Uniunii Sovietice, recuperând teritorii? Pentru că Rusia în momentul acela și-a făcut un calcul foarte precis. Mă rog, era încă Uniunea Sovietică. Da. Și asta s-a și negociat de altfel cu Bush în Malta, și anume renunțarea la imperiu exterior, nu la cel interior. Să nu imaginăm că Gorbaciov a dorit dispariția Uniunii Sovietice, dar a fost luat și el de bulgările de zăpadă. Lucrurile, când dai un pic de libertate, libertatea așa are obiceiul să se extindă cât poate și s-a extins cât a putut. Între timp, situația s-a schimbat. Vreau să vă întreb, pentru că ați pomenit de acest context și de imperiul din exterior și granițele din interior, să spunem. Țările baltice cum erau considerate? În interior sau în exterior? Țările baltice pentru Uniunea Sovietică cu siguranță erau considerate în imperiul erau în interior. Dar totuși s-au desprins. Ce spun, că lucrurile au evoluat dincolo de. Toate lucrurile au evoluat dincolo de. În momentul de față, Rusia crede că e puternică, deși economic este extrem de slabă, deci un colos cu picioare de lut. Și acum sfârșitul lui Putin nu va veni de la ucraineni, va veni de la ruși. Rubla a căzut, bursa a căzut, capitalul nu numai străin și cel rusesc pleacă. Deci urmează o criză economică inevitabilă. Deci, dar problema e următoarea, că toată lumea că Putin e nebun.
Da, eu cred că e nebun, cred că e paranoic, dar problema nu este asta. Dacă ar fi numai el nebun, aparatul care l-a pus, că să nu ne imaginăm că a ajuns prin puterile lui un mediocru major de KGB pe postul pe scaunul țarilor. Nu. A fost împins de aparat, selectat, dus unde trebuie. Dacă ar fi numai el nebun, aparatul l-ar schimba, ori văd că nu-l schimbă. Sigur că va fi țapi spășitor. Dacă situația se strică în Rusia, cineva trebuie să sacrifice, va fi el. Dar mie mi-e frică de altceva. Că nu-i singurul nebun. Că sistemul care l-a creat și l-a împins din administrația Petersburgului, în STB, premier, președinte moștenitor, și mai este, o nouă chestie. Mai este un amănunt pe care putem să-l amintim și să încercăm să-l explicăm. După ceea ce s-a întâmplat cu anexarea Crimeei, gradul de încredere al rușilor în Vladimir Putin a crescut de la 60% la 80%. 88% este de fapt 88%, mai procentul mult. Care îl sprijină. Da, cu toate acestea, eu n-aș știu că cam aceasta a fost ideea pentru emisiune, un al doilea război rece. Eu sunt de partea celor care consideră că nu poate fi vorba de un al doilea război rece, este un cu totul alt context politic, economic, internațional. Nu mai putem vorbi, chiar ce spunea domnul Antonese mai devreme, faptul că există o bursă la Moscova care a căzut în contextul bine, acum și-a mai revenit, înseamnă că ceva s-a schimbat. Nu cred, este cu totul altceva. Poate Occidentul dorește, într-adevăr, cum scria un editorialist la New York Times zilele trecute, spunea că poate Occidentul dorește într-adevăr să vorbească de un alt război rece pentru că ei se consideră victorioși în precedentul război rece și atunci cumva vor să aducă asta în discuție. Dar situația este foarte diferită, iar până la urmă Uniunea Sovietică a făcut întotdeauna cadouri otrăvite. Crimea a dat-o să vedem ca să o poată lua înapoi în momentul în care Ucraina vrea să se desprindă, să se îndrepte către vest. Transnistria, da, care a fost dată Basarabiei, acolo s-a masat industria, după care imediat ce au luat-o și ei după 90 spre vest au încercat, a fost decupată. Sudul Basarabiei, care a fost dat Ucrainei și să vedem acum, nu știu cât de interesați sunt de Transnistria rușii, dar de gurile Dunării s-ar putea să fie. Toate acestea sunt partea unei strategii până la urmă coloniale, imperiale, o putem vedea ca atare. În ceea ce privește țările baltice, leg de ceea ce spuneați mai devreme și anume această creștere a încrederii față de Putin. Putin a ajuns într-adevăr să întrupeze visul rusesc de a ieși din marasmul anilor 90, când Rusia era văzută în degringoladă, când era haos. Acum lucrurile încep să se schimbe. Să nu uităm că în Letonia, de exemplu, cei care erau născuți acolo, dacă și acum nu au cetățenie, e un procent destul de însemnat din populația acelei țări care nu are cetățenie. De ce? Pentru că ori nu au vrut, ori n-au putut să treacă examenul de limbă și de cultură a acelei țări. Da, este o chestiune care a fost, cum să spun, receptată întotdeauna de rușii, chiar din Rusia, ca o palmă foarte puternică dată Rusiei. Aici avem o mare problemă, pentru că așa cum au amestecat regimul comunist lucrurile, nu că erau foarte simple și înainte de comunism, avem enclave foarte numeroase rusești în cam toate republicile. Avem de asemenea enclave nu neapărat rusești, dar din alte populații decât cea majoritară, cum în Gruzia și în atâta, sau în Basarabia cu găgăuzii, sigur. Din păcate, și eu înțeleg într-un fel pe cei care au ezitat să acorde cetățenia, precum se vede, etnicii ruși funcționează ca coloana a cincea, cum s-a văzut acum în Crimea mai întâi, în Ucraina de Est după aceea. Sigur că nu neapărat străiesc singuri din somn, ca au agitatori veniți dintre diverse miști pregătiți bine la Moscova. De altfel, tocmai au descoperit serviciile secrete ucrainene că agitația din Ucraina de Est este întreținută de un sociolog, din păcate, care ține legătura cu factorii activi din diversele nuclee rusești din Basarabia. Dugin îl cheamă, nu mai știu, am un lapsus acum, Dugin. La nume ieri am citit asta.
Deci și strategia, de fapt, vedeți că e repetitivă. Exact este, ca în Crimea se nu este o problemă speculată de mass media, de presă? Hmm? Aceasta nu este o problemă speculată de mass media și de presă? Nu, acolo ce am citit eu în Adevărul era după declarațiile serviciilor secrete ucrainene care au interceptat o convorbire telefonică între domnul Dugin și un agitator dintr-unul din orașele unde administrația a fost ocupată de rebeli. Și pare foarte clar, acum era astăzi o întrebare în ziar, nu era cu câteva zile, astăzi am fost mai atent la ea, de ce a mers directorul CIA la Kiev? Ei, între altele, directorul CIA a mers la Kiev pentru ca serviciile americane să asigure informații. Acum că serviciul de securitate ucrainean spune că el a descoperit aia, ce o să spune? Că a descoperit americane, nu pot. Și atunci îmi imaginez că face parte din ajutorul frățesc american în domeniul informațiilor. Dacă putem să luăm în calcul această ipoteză sau opinia dumneavoastră că nu se pune problema unui război rece, dar în același timp vedem că se adună armate. Da, eu nu spun că nu este vorba de un nou tip de tensiune, de conflict. Eu spun doar că este o eroare să ne îndreptăm. De altfel, acum toată lumea își îndreaptă privirile către o carte apărută acum vreo 7-8 ani, scrisă de un ziarist, de altfel, Eduard Lucas, care e chiar așa, noul război rece, Rusia lui Putin. Da? Deci sunt vreo 8 ani, de când 7-8 ani, nu mai știu exact de când a apărut această lucrare, un ziarist cu state vechi în Rusia, și eu nu spun că nu este, dar va fi în primul rând un război de factură economică, nu de factură militară. Cred că nu, Putin încă mai are suficiente mișcări de făcut fără ca aliații occidentali să facă altceva decât să dea declarații. Nu vrea nimeni un război. Poate cel mult să se întâmple ceva mai rău în Iran, dar aici nimeni nu vrea război. Acum, lucrurile sunt destul de complicate. Război rece nu mi se pare, nici război civil nu mi se pare. Din moment ce sunt militari ruși care au pătruns pe teritoriul Ucrainei și agită lumea și din moment ce ucrainenii reacționează cu forțele regulate, mi se pare un război foarte cald. Nu-i deloc rece. Problema este unde se oprește războiul ăsta. Unde se oprește, pe de altă parte, strategia mai globală a Rusiei. Dacă după Ucraina se întâmplă ceva în Transnistria sau în Găgăuzia sau în alte, sau cum s-a întâmplat în Nagorno-Karabakh, poate se întâmplă din nou. Să mai uităm ceva. Rusia mai are un plan. Vrea să împiedice extinderea. Ori țările care au probleme nu sunt primite nici în UE, nici în NATO. Moldova, sigur că. Deci sunt mai mulți spioni pe care se mizează. Pe de altă parte, ce vor face rușii? Au masat trupele la frontieră. O trec sau se mulțumesc cu diversioniștii și cu coloana a cincea locală? E o întrebare, pentru că dacă trec frontiera, e război. Adică e război, nu... E război, război. Ori un război, știi când începe și unde începe, aproximativ și asta, niciodată nu ești sigur că știi, niciodată nu știu să duce. De asta eu sunt mirat că politicienii noștri fac schimburi de glume la televiziuni când în apropierea noastră la câteva sute de kilometri până la urmă se întâmplă lucruri foarte grave. Putin el vrea să taie clar o felie. Ați observat, el sunt o săptămână sau când de când a trimis această scrisoare către cancelariile europene. Da? În care eu am interpretat-o într-o logică foarte clară. A spus câți bani au investit ei în Ucraina. Pentru că, până la urmă, fiind în zona lor, fiind un stat satelit, în zona lor de influență, la fel cum face Uniunea Europeană, Bruxelles, Vestul, Occidentul, cu țările central și este europene, la fel au făcut și ei cu Ucraina. După ce au băgat atâția bani în Ucraina, s-au trezit că Ucraina o ia spre Occident și ei rămân uitându-se în aer. El și-a tăiat deocamdată o bucată de Ucraina, dar o să mai taie ceva bucăți până va considera el că ori se vor mai da niște bani, pentru că a spus foarte clar, au vreo 30 de miliarde cumva la ucrainieni. Faceți bine și dați-ne banii și după aia mai vedem ce vă luați din Ucraina voi. Deci greșeala Occidentului a fost că a încurajat vocația occidentală a unei părți mari din populația Ucrainei, în special din capitală și din Ucraina de vest, dar n-a mișcat un deget, a făcut-o demagogic. Pentru că în noiembrie totuși
Dacă în noiembrie spuneau, când se știa că Ucraina dă faliment în noiembrie următor, ca să zic așa, sau chiar octombrie, sau poate mai degrabă datorită cheltuielor de război, nu cu vorbe. Pentru că în același timp rușii promiteau zeci de miliarde. Și au vreo trei. Da. Promiteau zeci de miliarde și tu promiți vorbe când o țară care oricum era, era clar că era tensionată și avea să vadă imediat după aceea, după Tallinn, când au început mișcările din Maidan și din alte orașe. Nu ține, adică Occidentul a vrut să fie cumva și cu scroafa vie și cu buzile unse. Asta nu se poate, trebuie să mai și cheltui. Și nu scuze de genul ăsta că e criză și nu are de unde. Tată, dacă nu ai de unde, nu îi exciți pe oamenii ăia. Îi lași așa. A avut Rusia de unde? 50 de miliarde, nu știu ce, pentru Soci și tot felul de alte... Îi lași un pic mai calm. Nu te apuci să-i agiți. Însă, pe de altă parte, a spus de Soci. Ai o cheltuială tipică faraonică, da. Din care nu s-a ales nimic. Am văzut un fotoreportaj după tot ce s-a construit, tot ce s-a construit acolo e pustiu, de fapt, domnule. Au modificat relieful degeaba, practic. Nu e niciun turist, nu se duce nimeni să vadă. Mai ales în contextul actual. Deci, acum, în paranteză, fiind spus, ei încearcă să vorbească, s-au dus tot felul de experți ruși în nordul Italiei, pe lângă Torino, pe acolo, ca să vadă ce au făcut ei după Olimpiada de iarnă pe care au organizat-o, ca să vadă ce pot face. Știi care-i problema? Asta trebuie să o faci înainte de a organiza Olimpiada, nu după. Dar ăsta e stilul, vechiul stil comunist, care și la noi. Deci, dacă un occidental face un congres la anul, te anunță cu un an înainte. Noi îl anunțăm cu o săptămână pe om sau un mare pianist, vrem la filarmonica din ea și scrim azi pentru mâine. Nu, tata, ăla are pe 3 ani făcut agenda. După 1991, să spunem, sau chiar după ce a venit Vladimir Putin la putere, după anii 2000, părea că există un dialog, atât cât exista, între Rusia și între NATO, să spunem, blocul NATO, dacă nu Statele Unite ale Americii. Acum acest dialog pare total suspendat și împotrivă chiar... A fost și e un consiliu NATO-Rusia care nu funcționează acum. Rusia a fost acceptată în grupul celor 8. Au fost niște mișcări de încurajare a Rusiei. A fost dată deoparte. Da, exact. A fost niște mișcări prin care să civilizeze Rusia, ca să zic, că nu găsesc alt termen în momentul de față. Din păcate n-a avut efect. Și din păcate liderii occidentali continuă să creadă că cu liderii ruși, sovietici sau ruși, discuți ca și cu oricare alți lideri, adică discuți normal. Nu discuți normal. Singurul care a știut, doi au fost de fapt care au știut asta. Reagan și Bush. Pentru că Reagan a spus, domnule, ideologic se focasere comunism, era terminat cu tot, muzica, filme, ce era, trebuia să focat economic. Cursa în armărilor, războiul stelelor. Așa s-a dus Uniunea Sovietică, de fapt. N-a făcut față la cursa în armărilor. Și al doilea care a știut să vorbească a fost Bush, dar Bush bătrânul, nu caragiosul ăsta, care a discutat în termeni foarte clar ce se întâmplă, adică a negociat un lucru, implozia, nu explozia sistemului comunist. Gândiți-vă ce ar fi fost explozie în loc de implozie. Era nebunie. Nu expandaseră în tot lagărul comunist, a fost o expansiune, clar. Nu, dar a fost prin implozie. După aceea, da. Păi nu, habar n-aveai ce se întâmplă când încep să sară schijele peste tot, până unde ajung. Deci a negociat implozia sistemului, a negociat limitele pe care sigur că nici americanii nu sunt împiți, nici oricând încet au, sigur că au încurajat mișcările de independență, au dus lucrurile Obama mai departe acum, și într-un fel, exact. Asta explică reacția ce poate de acum face, a regimului. Ce poate face în acest moment? Iată, Statele nimic. Unite sau... Eu cred că la acest moment nu pot face nimic, fapt pentru care nu fac nimic. Occidentul? Da, exact. Nu, acum au început să observați că au renunțat că... puțin la... Ei aveau, exista un tratat de reducere permanentă a trupelor americane din Europa. Acum trendul începe să se inverseze, cumva aduc mai multe trupe, dar nu vor face nimic, nu va fi nicio măsură din aceasta super radicală împotriva Rusiei. Nu vorbește Occidentul aceeași limbă, în primul rând. Uitați-vă, nu se vorbește aceeași limbă. Gândiți-vă ce interese economice uriașe totuși există ale
unor, nu știu, hai să vorbim de British Petroleum sau mai știu eu numai câteva exemple. Ceva se întâmplă, pentru că deja discută în sprijinirea sancțiunilor către Rusia, că primile au fost caragioase, 20 de oligarhi n-au voie să circule sau le se blochează conturile. Nu, de bea acum se discută mai serios despre sancțiuni economice. Să nu uităm că Germania a început, ieri a început aprovizionarea cu gaz a Ucrainei, care mi se pare un lucru esențial în condițiile în care Ucraina de fapt e în război cu Rusia. Oricum, orice cuvânt am folosit, tot aici ajungem, că e un fel de război. E un debut de conflict un fel armat. De război. Pe de altă parte, este foarte limpede că prezența americană și prezența NATO în partea de est va crește considerabil. Nu numai că americanii se vor reîntoarce în baze închise din Germania, dar vor fi baze mult mai aproape de limita exterioară a spațiului euroatlantic. Asta este foarte clar. E un subiect delicat pentru că tot în zona țărilor baltice, pentru că ele sunt membre NATO, acolo s-ar putea să fie un punct extrem de delicat. Pentru că acolo, dacă Putin se va întinde inclusiv în acea zonă pentru a-și apăra ceea ce spuneam, peste 10% din populația Letoniei care nu are cetățenie de niciun fel, care este populație vorbitoare de limbă rusă, da? Deja lucrurile se vor tensiona foarte mult și nuanțele se vor schimba puternic. Acum, mai e un lucru. Putin putea să aibă succes într-un blitzkrieg. Ori sunt prea multe direcții și un blitzkrieg nu poate să aibă. Asta este foarte limpede. Nu poate în același timp să intre în Ucraina, să intre în Transnistria prin Ucraina, să intre în țările baltice și așa mai departe. Ceea ce mi se pare clar este că degradarea economică nu poate fi stopată în condițiile de față. Atât timp cât încrederea în Rusia e cea care este acum, poate cea mai joasă, de după prăbușirea regimului comunist, nu văd. Dacă ne referim la Crimea, s-a mișcat destul de repede. Și nu uităm un lucru. Erau acolo. Rusia e o țară care trăiește din resurse. Nu ca și cum ar fi o țară arabă banală. Nu ești o putere serioasă când trăiești... Rusia exportă jumătate din producția industrială care o exporta în timpul Uniunii Sovietice. Adică despre ce vorbim aici? E un colos cu picioare de lut. Acum, aia trebuie urmărit. Ce se întâmplă? Dacă vrem să facem previziuni cât de cât rezonabile privind evoluția politicii externe ruse, trebuie să fim atenți la economie. Da, războiul va fi economic. La economie nu poate nimic. Războiul va fi economic. Economic, spune, e economic. Bun, Occidentul spune așa, sigur că un război economic cu Rusia, chiar dacă nu folosesc acești termeni, acele sancțiuni, înăsprirea sancțiunilor economice, vor afecta și Europa. Dar mult mai puțin decât vor afecta Rusia. Bun, e adevărat, vreo 260 de miliarde sunt schimburile economice ale Rusiei cu Uniunea Europeană, cu Europa. Pe locul 2, China, cam la 25%. Deși ați observat amenințarea cumva. Jocul este global, de asta spuneam că e puțin altfel decât un război rece în care erau două blocuri ideologic opuse. Acum, el spune, Rusia se va îndrepta spre China. Nu, apropo de asta, ați văzut liderile declarațiilor chinezi? Care au fost, concordante cu cele occidentale. Exact. Și nu uităm, China are ea însă și un litigiu teritorial cu Rusia și mare. Da, toată Mongolia interioară acolo, toată partea aia de Siberie. Ori declarațiile, nu, au fost chinezești, relativ prudente, dar clar în linia celor occidentale, imediat după ocuparea Crimeei, de altfel. Da, să vedem, pentru că lucrurile, observăm, ceea ce spunea la un moment dat Zinoviev, nu, sau era în Homo Sovieticus, că spunea, nu domnule, hai să luăm de la ei cât de mulți bani putem și să nu le plătim niciodată datoriile. Acum, dacă stăm să ne gândim, uriașa datorie externă a Statelor Unite este deținută majoritar de China. China acum ce să facă? Până e interesant ce o să facă. Poate aceasta cumva să-i ducă pe americani pe o altă direcție sau preferă să primească banii? Este întrebarea care privește fiecare bloc. Ce vor face americanii, ce vor face rușii, ce vor face chinezii? Americanii deocamdată au decis doar să suplimenteze trupele militare. A venit o navă militară chiar la Constanța. Avem un scurt material. Aviare sunt în Polonia. Avem un scurt material cu sosirea acestei nave. Haideți să-l urmărim și ne întoarcem la discuție.
Ca să vă faceți o idee despre dimensiunile distrugătorului, aflați că nava a avut nevoie de mai mult de o oră ca să-și găsească locul în portul Constanța, ancorat în portul civil. Cel militar s-a dovedit a fi mult prea mic. Distrugătorul USS Donald Cook a fost mutat din Marea Mediterană în Marea Neagră, în contextul tensiunilor dintre Occident și Rusia. NATO transmite astfel aliaților săi că le garantează securitatea. Președintele Traian Băsescu a ținut să urce la bordul distrugătorului și a explicat vizita. Arată respectul nostru pentru reacția aliaților din NATO, care și-au întărit prezența militară în Marea Neagră după anexarea Crimeei de către Federația Rusă. Nu pot să nu observ elemente de instabilitate pe care le generează Federația Rusă. Distrugătorul Donald Cook este parte a scutului antirachetă și în momentul de față poate prelua sarcinile unității încă neterminate de la Teveselu. Este echipat cu sisteme antibalistice și cu zeci de rachete de interceptare. Nu sunt singurele dotări de război ale mastodontului. Nava este dotată cu sistem de lansare a rachetelor Tomahawk și a torpilelor. În cazul unui atac aerian, distrugătorul se poate apăra grație celor două mitraliere de calibrul 50 de mm montate pe punte. Așa arată sistemul antirachetă de pe această navă. Ceea ce vedeți aici sunt niște guri de lansare. De aici ies rachetele, fiind comandate undeva de la prova acestui vas. La bordul distrugătorului american sunt 300 de militari. Cel mai important loc de pe navă este camera de comandă a echipamentelor de apărare. How many people are working in this space? 20 to 25 at any given time when we're at sea. Prezența navei americane de război în Marea Neagră garantează 100 de mile marine de securitate. Este distanța de la care radarele sunt capabile să detecteze submarinele inamice. Exercițiile româno-americane încep mâine, iar după terminarea lor, distrugătorul va fi înlocuit de o fregată a flotei a 6 americane. NATO își dorește să aibă nave în permanență în Marea Neagră. USS Donald Cook nu este singura prezență militară impresionantă în apele teritoriale românești. O altă navă, componentă a flotei franceze, este în zonă. Misiunea francezilor în Marea Neagră este una oarecum diferită față de cea americanilor. Nava de război este dotată cu sisteme de detecție performante, cu un radar puternic, dar și cu sisteme de detecție și de informare automată a dronelor de recunoaștere. Cu alte cuvinte, de la bordul acestei nave sunt coordonate avioanele fără pilot. Prezența navelor de război în Marea Neagră se suprapune cu reuniunea reprezentanților politici NATO, care are loc mâine. La întâlnire vor fi discutate recomandări cu privire la măsurile militare în zona unde se fac simțite tensiunile care vin din Rusia. Am urmărit un material realizat de colegii de la Digi24 despre nava Donald Cook sosită în portul Constanța și mai este o informație despre această navă. A fost survolată de un avion rusesc de vânătoare peste o oră în mersul ei spre Constanța. Deci, până la urmă, există o tensiune care se transferă în această zonă militară. Și nu doar războiul economic, care oricum, să spunem, există, ca și cel mediatic, să putem să continuăm. Totuși, acum, în Ucraina, e o confruntare militară, în primul rând, dincolo de argumentele ideologice ale celor două părți. Iar prezența sporită a NATO în Estul Europei este firească, dat fiind articolul 5 din acord, nu? Care garantează securitatea membrilor, mulți membri, între care și noi, dar țările baltice, Polonia, suntem vecini cu conflictul respectiv. Apropo de asta, absolut remarcabilă poziția Poloniei, care ar putea să aibă revendicări istorice legate de teritorii care sunt acum în Ucraina și care a declarat sprijin deplin și care și-a mobilizat armata încă de la ocuparea Crimeei. Dar Polonia încă o dată dă lecții altor țărilor vecine. Adică nouă. Din Europa, Europa de Est, da. Bine, cel puțin pe acum foarte multe îi se pot imputa președintelui Băsescu și pe partea aceasta de politică externă în mandatele sale, însă o direcție clară a fost, una cumva pro-NATO. Și nu neapărat putea fi pro-NATO fără să fie atât de deschis, sceptică, să spunem, cu privire la Rusia. Noi știm foarte bine că Există o anumită tensiune diplomatică între București și Moscova și dinainte, da, a fost foarte evidentă. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt clare, deci noi nu avem foarte multe de spus, au fost puse din timp. Dar, fără îndoială că România este un element mai puțin vizibil și, să spunem, cu o greutate relativă mai scăzută în toată această discuție.
Este un război sau un bombardament cu informații în același timp, adică un fel de război mediatic, manipulare mediatică uneori. Tot ce înseamnă televiziuni sau canale de știri occidentale sunt pro-NATO, pro-occidentale, iar celelalte rusești sunt pro-rusești. Da, asta fără îndoială, așa se întâmplă totdeauna, dar pe mine mă amuză că am urmărit cu relativ atenție dezbaterile la Organizația Națiunilor Unite, unde ucrainenii spuneau ceva, rușii spuneau cu totul altceva, americanii le dădeau dreptate ucrainenilor, rușii nu le dădeau pe a lor, adică în condițiile în care oricum Consiliul de Securitate nu poate lua o decizie dat fiind dreptul de veto al membrilor permanenți. Deci ședință de club și acolo până la urmă. Bine, manipularea așa asta e diferită. Vedeți, poate, ca să facem o glumă, Occidentul face manipulare într-adevăr cu mâna, Rusia face manipulare cu piciorul de-a dreptul, nu? Lovește. Transnistria este un alt punct. Chiar un general american vorbea despre acest fapt, că următoarea mișcare pe care o va face Rusia va fi în Transnistria. Iar astăzi am văzut chiar solicitarea de intrare în Federația Rusă a celor din Transnistria, și care nu este nouă, a mai fost odată, imediat după Crimea. De Transnistria e vorba? Da. Păi da, Transnistria ne-au făcut, da. Transnistria ne-au transmis un mesaj, Moscova nu l-a răspuns deocamdată și eu nu cred că le vor răspunde foarte repede, pentru că în Ucraina problemele de bea au început, vreau să spun. Nu, dar cred că s-a înțeles ecoul mai greu. De la Moscova a plecat. Ia spuneți că-ți vreți cu noi. Da, și da. De aia s-a întors. Nu am spus ei nimic. Nu au spus nimic, Transnistria. Lucrurile vor fi mult mai complicate în Ucraina, dacă, mai ales dacă are loc o intervenție rusească propriu-zisă, ar putea fi un nou Afganistan, zic eu. Pentru că Ucraina nu-i Georgia, din mai multe puncte de vedere. Și ca potențial militar posibil, și ca tipul de cum să spun, de naționalism legat de faptul că sunt un stat fără trecut. Statele cu trecut sunt mai liniștite dacă n-au probleme. Statele fără trecut sunt mai neliniștite. De-aia n-avea ce face Ucraina acum. Trebuia neapărat armata să intervină. Altfel se descalifica. Este foarte limpede. Nu știu ce și-a imaginat Putin și cei din jurul său când a început această aventură, dar va constata, dincolo de ce se întâmplă în interior din cauza degradării economiei, că Ucraina e un os greu de ros și s-ar putea să-l fi sfătuit cineva, că altfel bănuiesc că azi trupele rusești ar fi intrat, n-au intrat până am venit noi la emisiune. Faptul că ezită poate să însemne, deși greu de spărat înțelepciune de la el, dar măcar înțelepciune din partea unora din consilierii săi. Dar poate n-a vrut să rupă osul ăsta, poate e greu de rupt, dar de ros îl roade puțin în Ucraina, puțin da, dar, încet, încet. Dacă nu ocupi toată Ucraina de est, de fapt ce ai făcut? N-ai făcut nimic, că nu poți să ai republici câte un orășel, un oraș. Cel mai mare Donetsk. Este posibil să se facă așa pas cu pas? Bun. Mai iar dacă iei aceea... toată... Stai puțin, dacă iei toată Ucraina de est, păi stai puțin, acolo nu sunt numai ruși. Concentrația mare de ruși în orașele astea? Acolo este. În restul teritoriului ai ucraineni. Ce faci cu ei? Nu, că asta era discuția care aveam în anii 90, ăștia care, cu mâncătorii de unguri. Este numai cu unguri, ăștia Transilvania. Zic, bine domnule, deci 1.700.000 de unguri ne fac probleme în Transilvania, unde suntem 10 milioane, da? Discuție păi, dar ungurii care sunt de tot 10 milioane, ce dracu fac cu 8 milioane de români? Voi v-ați gândit la asta? Nu se gândiți. Nu. Nu e exclus ca nici Putin să nu se fi gândit la asta când a început aventura micilor republici. Nu știu cum să le spun, un fel de Hansă, ce Dumnezeu vor fi asta? Dar e important din punctul dumneavoastră de vedere, dacă Rusia nu va interveni militar sau până la urmă lucrurile care se întâmplă acolo, de exemplu occidentalii și ucrainienii de la Kiev spun că persoanele neidentificate sunt practic activiști ruși. Sunt sigur. Nu sunt, dar sunt probe. Sigur că nu vor recunoaște. Acum e foarte limpede. Deci dacă trupele rusești nu intră, armata ucraineană, forțele de ordine trebuie să-și facă treaba, că sunt în țara lor,
Cei neidentificați trebuie să arestați, expulzați, Dumnezeu știe. Dacă luptă, pot fi împușcați, că, dacă trag primii, că provoacă. Motiv, nu este un motiv pentru Rusia să intervină, să spună că și-a apără cetățenii. Dar dacă intervine, se trezește cu osul ăla nasol, da. În dinți. Ar putea fi un motiv pentru Rusia să recunoască faptul că a intervenit. Nu trebuie să mai... Încă nu militar, deci, să spunem, sau oficial militar. Paramilitar, e tot în fond, ce au cerut? Ce a cerut autoritățile ucrainene și armata ucraineană? Predarea armelor de către rebeli și părăsirea clădirilor oficiale ocupate ilegal. Despre asta e vorba. E vorba de instalarea legii. De-aia, în momentul de față, nu armata propriu-zisă ucraineană e pe front, ci forțele de intervenție pentru situații de criză. Bine, dar aici rușii sigur că vor să spună, nu domnule, legitimitatea puterii se află la Ianukovici și atunci... Exact asta spun. Ieri aici este așa, a spus. Este, eu cred că pe Ianukovici s-au lăsat deja din brațe. Da, nu, când le convine, îl scot imediat în față. Cum și s-au așezat ieri cumva pe tranșee lucrurile, cred acum. Pe Ianukovici nu mai pot scoate. A fost atât de discreditat după fugă cu tot ce s-a dat despre el și nu știu ce. Se spune doar despre că el este președintele legitim. Deci pot căuta unul mai spălat eventual cu ăsta, să-l pune la alegeri eventual. Că și Ianukovici a câștigat alegerile. Bine, până e adevărat, da. Cel puțin formal, probabil din partea Rusiei, Ianukovici este președintele legitim. Până va fi înlocuit în mod legitim, de aceea spun că exact cei de la Kiev sunt ilegitimi. Chiar așa s-au exprimat ieri că Occidentul ar trebui să condamne operațiunea militară neconstituțională din estul Ucrainei. Adică ceea ce fac ucrainienii este neconstituțional. Armata. Sigur, de asta spun, lucrurile sunt așa așezate pe o direcție în care vor mai sta o bucată. E clar că e dialogul sârzilor aici, ce Dumnezeu. Fiecare spune ce vrea, ce-i convine. Și din păcate momentul e atât de ferbinte încât e și greu de crezut că ar putea chiar dialoga, chiar discuta. Nu mai spun celelalte elemente care îi vor aduce. Să nu uităm Iranul. Iranul reprezintă până la urmă poate cel mai delicat punct al lumii la acest moment. Nu este totuși zona asta. Este persistent, este cronicizat, este mai în Iran. Nu, este în Iran și trebuie să vedem deocamdată Rusia, poate oricând, am văzut, într-adevăr, nu e prea multă logică pe acolo. Oricând pot schimba macazul. Deocamdată s-au întâlnit, într-adevăr, au susținut poziția occidentală de a nu sprijini și chiar de a descuraja Iranul să dezvolte armament nuclear, dar în funcție de cum vor evolua lucrurile aici, în zona aceasta a graniței vestice a Rusiei, poziția Rusiei față de ce se întâmplă în Iran s-ar putea schimba. Acolo cred că e mai degrabă un punct din care ar putea să iasă ceva linii de forță majore. Mai degrabă decât aici. Aici, în zona aceasta, nu vrea nimeni război. Da, problema e că în principiu nimeni nu vrea război niciodată și ele se întâmplă. Asta e problema. Ai incontrolabilul, care totdeauna există, nu poți să-l excluzi din ecuație. Întotdeauna s-a văzut cine a vrut războiul. Și acum, dacă e să punem degetul, și bineînțeles că și rușii, cei obișnuiți, spun, domnule, nu erau niște interviuri luate de curând tot așa de un ziarist occidental și în orașul unde s-a născut Tchaikovsky. Și spuneau lumea, domnule, nimeni nu-și dorește războiul, dar ce-a făcut Putin e foarte bine și noi îl sprijinim în totalitate. Problema e că nu toți rușii gândesc la fel, pentru că zilele trecute a fost manifestația la Moscova împotriva cenzurii, inclusiv a cenzurării informațiilor privind evenimentele din Ucraina, nu? Și acum, cine a citit măcar două cărți despre regimul Putin, respectiv a Anei Politkovskaya și a lui Terry Volton, știe că presa nu e cea mai liberă putere din Rusia, nu? Aici. Dar ne întoarcem la 88% încredere în Putin și atunci lucrurile stau... Și la aparatul care îl sprijină, exact și la aparatul, cum spuneam mai devreme. Sunt, în primul rând, este, nu, KGB-ul, sigur, care l-a propulsat. Să nu uităm că avem toți cleptocrații care au oligarhia. Deci ce a venit de la Leningrad, nu grupul de la Leningrad, dar și aia recuperați din fosta oligarhia lui Yeltsin, ești cu el, dar problema este următoarea. Ăștia trăiesc din bani, din mersul economiei. Dacă economia nu merge, nu știm ce se întâmplă cu, pentru că țapii spăștori trebuie, o clasă politică
o castă nu vrea să plătească cu toții. Ci trebuie să la noi, cum a fost cu Ceaușescu, ce Ceaușescu da, a avut singur că... regimul. Pe l-au căsăpit pe el, au mai căsăpit-o pe ea, au arestat câțiva, numai câțiva, aia s-au îmbolnăvit în închisoare, le-au dat drumul acasă. Nu-l văd pe Putin deloc în niciun scenariu pe post de țapi spășitor. Nu-l văd. Nu știu, mi-e greu să-l proiectez așa. Eu n-aș fi așa de da? Optimist în legătură nu cu... Nu neapărat optimist, cât nu știu, așa, poate altfel victimizat într-un fel și... Nu știu, dar nu, asta deja sunt acum scenarii. Acum o să-i pună curat da. Sau o să lunece pe scări, nu știu. Vor găsi soluția cea mai potrivită, că da. Am încredere în KGB că știe meseria. Credeți că nu? Dincolo de toată această dispută, cine e vinovat, cine nu e vinovat, rușii spun că ceilalți spun că rușii și așa mai departe. Credeți că există un scenariu pe care poate fi citit exact în modul în care s-a întâmplat cu Crimea? Adică sunt câțiva dintr-o anumită zonă proruși care solicită referendum și așa mai departe. Lucruri care se întâmplă și acum în celelalte regiuni. Și inclusiv în Transnistria. E greu de săpat până ajungi într-adevăr cine a, cum era expresia aia, first blood, cine a făcut să curgă prima dată sânge. Da, depinde de unde îți calibrezi discursul, pentru că așa rușii, dacă ar putea să spună, domnule, exact cum spuneam, Ucraina era în zona noastră de influență, am pompat bani acolo, da? Noi am dat bani, exact cum ați făcut voi. Voi veniți acum și luați ce am unde am pompat noi bani. Nu-i corect, atunci începem și noi să ne luăm. Bun, dacă stăm și ne gândim iarăși la partea mai veche cu ce a făcut URSS-ul și așa mai departe, lucrurile încep să fie mai nuanțate. Însă acum Putin are această încredere din partea populației rusești și dacă ar fi să o luăm strict pe acest episod, pentru că ei și așa consideră, domnule, Rusia a investit, a sprijinit Ucraina și Ucraina trebuia să rămână la noi, nu trebuia să fie smintită de Occident. Pe de altă parte, în timpul ocupării Crimeei, o altă manifestație împotriva lui Putin la Moscova, asta, dar ucrainenii sunt frații noștri, cum se ocupăm? Adică pozițiile sunt mai nuanțate, nu sunt atât de simple. Iar în ce privește popularitatea vine și se duce. Deci în momentul în care efectele prăbușirii economice vor fi simțite de fiecare aici, că până la urmă aici se simte la stomac, îmi gândesc că popularitatea va așa. Ce să vă spun, ce popularitate a avut președintele Băsescu la un moment dat? Da, e adevărat. Deci, ce acolo, și scorul da. La referendum? Deci nu, asta sunt niște valori volatile. Dar să nu uităm propaganda pe care se face prin televiziune în Rusia, care este controlată în mod absolut și dintr-un reflex foarte îndelungat, rușii o preiau în plin. Deci lor nu poți să le spui. Au văzut la televizor expresia aia pe care noi o folosim în glumă. La ei, dacă s-a spus la televizor, e sfânt. I-a spus, crezi ce a spus la televizor până te doare stomacul. Da. În momentul în care te doare stomacul, începi să te întrebi, dar ce spun ăștia la televizor că îmi crește mie nivelul de trai, nu? Că asta probabil le spun. E poate scenariul clasic din cum e, 1984. Se dă vina se găsește un țapi spășitor care e Occidentul sau care e oricine altcineva. Deocamdată, ăsta nu ține la infinit și prea abstract vinovatul de aproape, de acasă, că dacă n-ai vinovatul de acasă, nu ești rezolvat. Dacă nu vezi sânge acolo. Nu, e vorba și ce spunea Stalin. Nu. Stalin înainte de a muri. Bă, vezi, tu dă vina pe mine. La fiecare. Ați văzut discursul acela al lui Vladimir Putin în care spune că Occidentul Statele Unite, jandarm și nu ar trebui să mai întâmple la fel. Celebru de acum discursul, din urmă cu ceva timp. Ce ar fi trebuit să spună Putin? El își apără punctul de vedere, nu are ce face. Cum și Occidentul își apără punctul de vedere. Rusia vrea iar noi suntem mai degrabă nu deranjează. Pe Putin nu-l deranjează că Statele Unite sunt așa de puternice. Ci că nu mai e Rusia acolo. O lume bipolară cam pe acolo și cu Rusia l-ar mulțumi. Dar lumea s-a schimbat. Și problema e că Rusia este mânată în momentul de față de un orgoliu imperialist care nu are substanță, nu are acoperire în forța efectivă. Acum, nu o să spun cam cum e pregătit armata rusă și lucruri de genul ăsta. Cei mai buni sunt de fapt între rebeli, ca și la ucraineni, sunt alea trupele pro-Maidan, nu sunt armata regulată, pentru că practic după retragerea trupelor din Europa de Est și-au bătut joc.
Deci nemții le-au dat 60 de miliarde de mărci, costă că atâta costă să relocheze trupele, să facă case și nu știu ce. Ori toți banii aia au mers pe coasta de Azur, unde au cumpărat vile, hoteluri. I-au și speriat pe francezi, pentru că ăștia nu foloseau bani electronici, cecuri, ci cu lada de bani, când trânteau lada cu... pentru hotel. Bani care sunt așteptați în continuare totuși. Să nu uităm că în Marea Britanie există un curent destul de puternic care spune, domnule, noi așteptăm să vină rușii cu bani să cumpere proprietăți în Marea Britanie. Dar au și fost, dar cum ce cluburi de fotbal? Proprietar la Chelsea sunt eu sau în englez? Vreau să vă întreb, ați spus la începutul emisiunii despre granițele din interior și granițele din exterior pe care le avea URSS. Republica Moldova, cum o situăm acum? Nu, aici e foarte limpede. Republica Moldova, din scenariul inițial convenit, era în Imperiul Interior. Deci problema era republicile rămân în Uniunea Sovietică, cei în afara Uniunii Sovietice, ci s-a luat pe al doilea război mondial în fond, capătă drept de autodeterminare. Și ați văzut că nu a fost nicio problemă cu Polonia, cu Cehoslovacia, cu noi, cu ăștia. Probleme când a apărut Georgia, când a apărut Moldova, la țările balice, nu e că la țările balice au fost și conflicte, au fost și lupte, și sub Gorbaciov, vreau să spun, care era totuși mielul blând față de alții. Pentru că acolo scenariul a fost depășit, pentru că realitatea e mai bogată decât ori scenariul. Luați o piesă de teatru, poți să aibă un text, dați-o actorilor, îl joacă cum vor ei până la urmă. Asta s-a întâmplat. Rușii erau prea slabi la începutul anilor 90 ca să intervină atunci, să oprească, și era prea peste tot. Acum zic că a luat-o relativ punctual Ucraina, acum nu mai știm ce urmează. Eu nu aș vrea să urmez țările baltice cum este tare drage, cum aș vrea să urmez Moldova, de pildă. Doamne păzește, dar dacă nu, adevărul că Occidentul trebuie să dea dovadă de forță. Dacă nu dă dovadă de forță, lucrurile se vor întinde. Dacă nu dă dovadă că chiar vrea să-i oprească, până la urmă, prin nu orice mijloace, vor face un asediu economic. Limpede, da, pierde partea, Occidentul pierde partida dacă nu are reacție. Nu are și nu, e greu în situația de față nu mai ține cu buzele unse, cu scroafa, nu știu unde, și cu purcei la păscut. Nu se mai poate. Are o problemă de securitate Republica Moldova mare? Nu are. Depinde acum bine dacă ar fi, o să vorbiți probabil cu Iulian Chifu sau cu Dan Dungaciu, o să spună că merg foarte direct. Însă, Transnistria este pierdută. Transnistria a fost gândită, știți cum a fost gândită când a desenat, sovieticii când au desenat Republica Moldova cu Transnistria, au pus-o ca un fel de coadă de șopârlă. Aia pleacă prima. Aia a fost secționată imediat. Acolo este masată. Acolo era masată industria Republicii Moldova și a fost secționată imediat, ce a spus. Acela nu a fost teritoriu până la urmă, dacă ar fi Basarabean. Ca să vorbim foarte exact, Transnistria de acum e fosta republică sovietică socialistă moldovenească care a ținut locul Basarabiei între cele două războaie. Când Basarabia a fost la noi, pe postul ăla a fost creată de Stalin. Ca un grăunte din care să recrească înapoi Moldova, ceea ce au făcut după al doilea război mondial. Dar tehnic vorbind, cu toată industria lor, soluția rezonabilă pentru Moldova ar fi de fapt renunțarea la Transnistria, pentru că... Renunțarea, cum să spun, formală, că da, de nu, fapt o s-a petrecut. Oricum separați, nu, trebuie o renunțare de iure la Transnistria, pentru că altfel vor întârzia procesul de aderare la UE, pentru că au problemă. Dacă scapă de Transnistria, nu mai au probleme. Să nu uităm că și acolo, bine, sunt căștile chipuri arbase. Găuzi, urmă, rezolvă-o, că ani măcar n-au... Căștile roșii nu, sunt în Transnistria, sunt pe Nistru. Dar acum e o problemă și cu Transnistria, că de fapt nu se învecinează cu Rusia, se învecinează cu Ucraina în momentul de față. Cum este Ucraina acum? Acum. Și se învecinează cu Ucraina în partea de vest a Ucrainei. De altă parte au Königsbergul, Kaliningradul, nu? Care totul e extrateritorial. Bine, da, acolo e o enclavă care are sensul ei ca Gibraltarul, partea aceea. E altceva. E asemănătoare Crimeei mai degrabă. De Transnistria nu. E așa o chestiune în care micuță, care trebuie să țină iarăși zonă micuță, cum e Republica Moldova. Și de altfel, Transnistria trăiește, nu mai muncește nimeni acolo, trăiește exclusiv din banii care vin de la Moscova.
și din traficul de arme. De aceea trebuie să... tot la Moscova. Tot de, la Moscova de aceea trebuie să renunțe pentru Moldova la Transnistria, pentru că până la urmă și noi am fost România când a trebuit să intrăm în NATO, când a trebuit să intrăm în Uniunea Europeană, a trebuit să ne reglementăm foarte bine relațiile cu vecinii, cu Ungaria, cu Ucraina. Și cu Moldova le-am reglementat când am intrat, că e stat independent. Au fost destule voci care au spus că am renunțat la visul strămoșesc și la... Era, fără doială, o aberație. Era un pas de făcut, s-a făcut. Sigur că ar fi bine dacă și Republica Moldova, așa, cât mai repede, ar reuși să facă niște pași care să fie greu de făcut înapoi în caz că se întâmplă ceva. Moldova însă este într-adevăr într-o zonă acum foarte tulbure. Ei stau mai rău decât noi, ci mai încolo încoace. Noi suntem în UE, noi suntem în NATO, cât de cât, măcar psihic ai senzația că ești protejat, dar îmi imaginez să era ce oameni de la Chișinău, am și prieteni pe acolo, cam care e starea lor de spirit, că în fond, dacă s-ar trage cu tunul acum unde sunt conflicte, l-a auzit unul de acasă, vreau să zic. E destul de trist. Ce conflicte și ei au, să nu uităm că este vorba de anii 90, când au fost sute și sute de morți în rândul civililor în tensiunile de pe Nistru. Războiul din Transnistria au fost. Cum să nu? E viu în mintea oamenilor de acolo. Haideți, mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Aproximativ 2 minute. Să tragem 2-3 concluzii foarte pe scurt despre ce ar putea face până la urmă Occidentul. Spuneați o decizie mai să o spun ceva. În momentul de față, Occidentul nu poate face decât două lucruri dacă nu vrea să participe la război. Deci sancțiuni economice adevărate, nu caragioase. O prezență militară semnificativă în Europa de est și într-un fel excluderea Rusiei de pe unde poți să o mai exclude, că deja au exclus-o din G8, deja au desființat Consiliul NATO-Rusia, pentru că nu știu cum dracu să face că rușii ăștia țin la imagine, domnule. Deci dacă îi pot pocni la imagine, să-i pocnească fără să clipească. Domnule profesor. Sunt de acord cu Liviu că sunt două elemente pe care le poate face Occidentul. Cu unul sunt de acord, și anume această blocadă economică, acel asediu economic. Dar al doilea element pe care cred că îl vor face nu va fi în niciun caz întărirea forțelor armate din zonă, ci întărirea declarațiilor. Asta vor face. Nu, dar acum vedem că după Crimea deja sunt mai multe avioane și în Polonia și în țările baltice, au venit vasele în Marea Neagră, deci e o creștere a prezenței militare. Am ajuns la final, vă mulțumesc foarte mult Tudor Pitulac și Liviu Antonesei pentru această discuție despre ceea ce se întâmplă în apropiere de granițele României și Republicii Moldova, mai exact în Ucraina. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail la emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro. Sunt Ovidiu Mihoiuc, ne revedem mâine seară de la ora 19. Acum vă urez seară liniștită.